Ca urmare a amenințării lui Marcel Ciolacu cu acțiuni la Curtea de Justiție Europeană, ministrul afacerilor europene din Austria a reiterat preocupările țării sale cu privire la extinderea Schengen și a subliniat că vetoul austriac nu este împotriva României, ci împotriva unui sistem defect. Detalii despre acest subiect are europarlamentarul Eugen Tomac. Oficialii austrieci folosesc un argument fals, pentru că dacă temelia refuzului lor pentru a intra România în Schengen era nefuncționalitatea sistemului pe care îl blamează, n-ar fi votat în aceeași ședință în care au votat împotriva României pentru intrarea Croației. Aici lucrurile sunt foarte simple, foarte clare și exact această țară ne demonstrează că discursul pe care îl utilizează în momentul de față în ceea ce privește spațiul Schengen este unul pur și simplu gol de conținut, pentru că sublinez, exact în aceeași ședință pe 8 decembrie anul trecut în Consiliul Jai, Austria a votat pentru intrarea Croației în spațiul Schengen și nu a avut nicio obiecție pentru acest stat să intre, un stat care a aplicat în 2021 pentru a intra în spațiul Schengen, în condițiile în care România și Bulgaria îndeplinesc criteriile din 2011. Toată retorica pe care o folosește acum Viena este fără niciun fel de raționament, pentru că exact în aceeași ședință în care trebuiau să voteze o propunere venită din partea Comisiei, în mod firesc, așa cum au făcut-o în cazul Croației, au votat împotriva noastră. Deci nu are niciun fel de fundament această teorie pe care și-au construit-o, pentru că tot ei și-au demolat-o exact în acele minute în care au votat împotriva noastră. Din declarațiile pe care le-am văzut în ultimele două zile, este destul de clar care va fi votul Austriei și la următorul Consiliu Jai și atunci ne întoarcem la scenariul despre care vorbește premierul și anume la Curtea Europeană de Justiție. Ne putem baza pe acest organism să impună sancțiuni sau să determine într-un fel sau altul o schimbare a situației? În primul rând, singura cale prin care statul român poate interveni împotriva Consiliului Uniunii Europene, respectiv împotriva blocajului generat de Austria, este procesul pe care l-am deschis eu la Curtea de Justiție în acest an, pe 6 februarie, ultima zi în care putea fi atacat acest document, această decizie. Tratatul de funcționare al Uniunii Europene spune foarte clar la articolul 263 că în termen de 60 de zile poate fi atacată orice decizie a Consiliului în cazul în care un cetățean sau un guvern consideră că îi sunt lezate drepturile. În cazul de față, guvernul poate interveni doar în acest proces și m-aș bucura să o facă pentru care calitate de reclamant privilegiat. Mai există un aspect extrem de important. Un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu blochează negocierile politice. Mai mult decât atât, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a avut niciodată pe masă o decizie pe care să o judece cu privire la unanimitatea pe care o are Uniunea Europeană în materie de justiție și afaceri interne. Deci este un proces cu miză majoră și eu m-aș bucura ca guvernul nostru să intervină, pentru că discutăm aici de o chestiune ce ține de demnitatea statului român și evident de respectarea drepturilor pentru 20 de milioane de cetățeni români care sunt discriminați fără niciun motiv acum de către Austria. Domnule Tomac, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru informații.